Bună seara! Câte ori ați stat azi la parchet? Uh, multe, nu le-am numărat, multe. Ați multe recunoscut? Nervante, toate. Ați recunoscut? Ce? Păi nu știu. <laughs> păi, la primire, nu el? La... Nu, nu, pur și simplu am stat foarte mult să aștept, așa e regula la ei. Stai, stai, stai până te obosesc. Ei, uite că n-am căzut din picioare acolo. Uh, plecasem de acasă, ne mâncat. eu plecat. Dar v-au citat sau au luat comandat de Comandat, comandat, comandat de aducere. V-au citat da... înainte și ați refuzat să, vă, să mergeți? Nu, 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 au venit pur și simplu comandat. Uh, în fața blocului unde, unde locuiesc acum, m-au așteptat efectiv să ies. Și eu aveam foarte multă treabă astăzi, chiar cu campania mea electorală. Trebuia să-mi plătesc mandatarul financiar, vorbisem cu doamna respectivă, mă duceam să-mi pun bani în cont. În sfârșit, s-a dus ziua de la astăzi. La ce oră toată... v-au ridicat, ca să spunem așa? Poftiți? La ce oră v-au ridicat? Uh, 11 și 11. 11 și Dimineața. 10. Dimineața. Da, da, da. Când am ieșit din casă, mă așteptau. <laughs> Indiferent la ce oră ieșeam, atunci am ieșit atunci. V-au uh, uh, luat și v-au dus și v-au <laughs> spus că sunteți acuzat de... Ah, nu, nu, m-au lăsat să aștept foarte mult și într-un final, De tot acum, pe la 6-7, nici nu mai știu cât era ceasul, m-au anunțat că sunt acuzat. Două capete de acuzare am. Uh, Unul pentru că nu am scris uh, averea soției uh, în declarația mea de avere, dar și ai, mi-e e foarte periculos pentru că m-am uitat pe, uitat și eu după aceea uh, un pic pe internet. Sunt câțiva generali care, tot așa, nu au declarat averile soției soților lor și au luat uh, închisoare. Dar dumneavoastră, ce nu ați declarat averea soției? Sincer, averea soției nu averea mea. Băgasem divorț e, da, de vreo legal lună. nu e așa. <coughs> nu, 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 băgasem divorț de vreo lună. N-am considerat că trebuie Până la pronunțare erați obligat de lege să treceți. Așa, Bun, dar, asta semnături. cu averea soției. Dar aici cu <coughs> semnăturile, că aia e interesant. Aveți, domnul colaboratorul dumneavoastră, domnul Simion, a zis că este imposibil să ai 100.000 de semnături. Dumneavoastră le aveți pe bune? Eu le-am am avut 105-106 mii Deci ați avut și rezervă Le-ați strâns dumneavoastră acuzația prin oameni? Nu, au fost mult mai multe 131 că de... că le-a strâns domnul Simeon și echipa Aur ceea ce... Nu că le-a strâns asta, asta nu poate e că le-a strâns prin fals Că dacă azi, le strângea dacă, pe Asta, asta n-ar fi problem. fost o acuzație nu, eu, eu, am, eu am întrebat <coughs> dacă ve le le-a strâns Aur sau, sau nu Nu numai Tot spectrul naționalist s-a unit pur și simplu ca să mă ajute pe mine deci, și când s-au unit, domnule toate, toate partidele de și toate ong Când, OIG... când s-au unit toți deci, asta e știrea. A... Confirmă, că că dacă exact spune... asta când o să, o să După ce am încercat să-mi fac un partid al meu, cu care să lupt Așa. bine de tot, credeam că pot, și am fost oprit din cauza unei sesizări făcute de Diana, soția mea, că ea e Șoșoacă. Am familie. Și... Da, așa se face în familie, da. Ea e și și e prejudiciată de faptul că eu pot să intru cu nume, numele. meu al partidului ar fi fost MIȘCAREA și -o șoacă. Și atunci nu s-a mai putut face. Uh... Domnule Șoșoacă, spune Și am hotărât să intru independent. Când ați vorbit cu George vreau să vă întreb să mă ajute. O secundă, o secundă. O secundă, domnule Silvestru. Și atunci toată lumea a încercat să mă ajute. Vreau să vă întreb doar atât. Doar o secundă, doar atât vreau să vă întreb. E o chestiune de logică. Spuneți că toată mișcarea naționalistă din România Așa face mi se cred că toată. Așa a spus dumneavoastră, eu merg pe declarația dumneavoastră, n-am de ce să vă suspectez că nu o spune fix ce s-a întâmplat toată mișcarea naționalistă spune să-l ajutăm pe Silvestru Șoșoacă să câștige, să intre în alegerile să parlamentare. În competiție, da. Să intre, în competiție. Păi eu vă întreb așa, de ce aur, de exemplu, că și ei sunt tot în zona aceea, în același sector... Ne legăm prea ascult, mult de partidul aur. Nu de aur, de au tot, Au fost de mai multe lume. partide. Ascultați-mă o secundă. Unele, unele neparlamentare, cele mai multe Perfect, neparlamentare. De ce, ce ar fi vrut să intrați dumneavoastră în bătălie, inclusiv cei de la aur, că n-ați negat că aurul v-a ajutat, să aibă aurul un contracandidat și să-și pierde din voturi când ei vor să obțină un scor istoric. Mie, aici am dă cu virgulă. Uh, logica, dacă e să o luăm, disecăm ca și chirurgii să, și să, apoi să coasem cu acul și coața, este foarte, uh, foarte, foarte bine argumentată. PNL-ul se unește cu PSD, cine ar fi putut crede. Mai avem de partea cealaltă, uh, deci lepra galbenă cu ciuma roșie care erau antagonice, se băteau cap în cap. De partea cealaltă avem uh, nu o o milă, ci o racu și o ștucă. Uh, USR unit cu liberalii fugiți de acasă ai lui Forța Dreptei și cu ceilalți pmp iștii lui uh, Naționaliștii de ce să nu se ajute între ei? Da, e logică dacă, așa, dacă așa, nu așa, ne unim între noi... Domnul Ișoșoacă, problema, următor, problema este în felul de următor. De ce vă ajutați, de ce nu vă ajutați? Cred că înțelege toată de lumea. De, dacă nu, dacă înțelege sunt false toată lumea, nu. Nu. Aurul vrea să se creeze o problemă false, Diana Ișoșoacă. Ascultați-o puțin, domnul... Nu, că Diana și-a și creat-o singură. Ok, stați puțin. Domnul Simion vine și spune cu vocea domniei sale că, de fapt, semnăturile sunt false. Știți asta? Asta e Nu, nu. Dacă a declarat asta... Uitați, vreți să-l vedeți? Da. Uite, haideți să vedem dăm interviu, pentru că oh, da dumneavoastră, dumneavoastră nu ați verificat în, în niciun fel faptul că acele semnături care v-au fost date de la Aur erau false sau nu? Mi s-a spus că sunt eu false? Eu am avut o doamnă avocat, deci eu am fost reprezentat de avocat acolo, prin procură, și ea, avocata mea, trebuia să verifice tot, 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 tot. Și dumneavoastră nu ați cu... a avut nici cea mai vagă idee că de fapt nici sunt false? Nici mai vagă idee și nici okay. cea mai mică ricitare. Uitați ce a spus domnul